joci. Pe steaua, că pe ce se vede, că în plan, faci numai deranj, sare lumea, să de bată. Am înțeleg că adică sunt sigur că își dorea să câștige rezolvatare. Sunt sigur că își dorea să câștige acest match și știm rivalitatea între ei și Rapid, sau cum de bine că am jucat 6 ani la Rapid, îi înțeleg într-un fel cu toate că acum sunt la Metalul Urb și fac treaba pentru Metalul Urb. Nu înțeleg rivalitatea asta. Deci, știți, sigur, sunt mă înțeleg, dar până la urmă, asta e frumos fotbalul, mă bucur că am reușit să scoate un egal, având în vedere că am întâlnit o echipă foarte bună. Și ocazii multe, și da, cred că a fost un meci frumos, un meci bun pentru Liga a II, având în vedere că este și începutul sezonului, încă nu este ritmul pe care ne-l dorim nici noi, nici ei. Din punctul meu de vedere, au controlat prima repriză, putea să înscrie mai multe ori în prima repriză. În a doua repriză am echilibrat și noi jocul, poate a fost și practicul ăsta, având în vedere că avem mulți copii în echipă, poate nu am mai jucat la un stadion așa mare, cu așa atmosferă și poate și lucrul ăsta în partea mea. Da, Gavrilaș ne ajută și în anii trecuți și ne ajută și în anul ăsta și face treaba foarte bine. Din punctul meu de vedere este unul cel mai important din Liga a doua, pe locul lui ar fi în Liga 3. Dar ne bucurăm că l-avem noi în echipă și că își face treaba foarte bine. Păi, te-am întâlnit la sărit acel fan, scătire, cum ai fost? Nu neapărat, că nu că m-am temut, dar bine, nu se știe niciodată ce are în cap. Păcat că s-a întâmplat lucrurile astea la sfârșit. Era normal să mă bucur după jur, mă bucuram cu motivul, nu mai cu Steaua. Până la urmă, cum am spus și mai devreme, fac treaba pe teren, indiferent de adversari și indiferent de echipa pe care sunt. Dar simți o rivalitate? Da. E rivalitatea între ei și Rapid, dar cum am spus și mai devreme, într-adevăr am fost acolo 6 ani de zile, știu rivalitatea, o știu foarte bine, am simțit-o și când eram la Rapid, dar în momentul ăsta sunt la Metalul Globus și... Acum între Metalul Globus și se întâmplă rivalitatea. Ce-ți mai propui la Metalul Globus? O să am și cu Dinamo acum. O să am și cu Dinamo, da. Asta e o ligă frumoasă până la urmă, nu? Dacă n-am fost eu în Liga 1 în primii ani, au venit ei după mine în Liga 2. Ce-mi propun? Da. Îmi propun să fiu sănătos în primul rând, să pot să mă bucur de fotbal în continuare și din punctul meu de vedere, obiectivul meu personal este să prindem play-off-ul. Cred că avem o echipă bună, o echipă care ar putea ajunge acolo, având în vedere că au și plecat echipele tradiție din Liga a doua și practic avem decât Dinamo, care și are problemele pe care le are. Deci anul ăsta cred că este șansa noastră să fim acolo primele 6. Îți vine să crezi că Dinamo Liga 2? Nu, bine să cred, dar până la urmă, ăsta e asta e frumos. Ei au problemele pe care le au acolo. Cred că cea mai bună variantă pentru ei ar fi fost să ia exemplul Rapidului, să trece de jos și să crească frumos cum a fost cu cei de la Rapid. Mulțumesc! Mulțumesc!